Vreau să mă machiez aici cu voi. Nu știu exact ce machiaj o să fac astăzi. Mă gândesc să... Iar stau capul în jos, așa. Mă gândesc să folosesc ceva farduri din paleta asta, Jawbreaker. Bine, m-am gândit eu la ceva așa, ce aș putea să fac. Dar, da, să vedem ce o să iasă. Nu știu cum o stă părul ăsta. Nu știu dacă... Cred că mă vedeți voi bine acolo. Așa. Mi-am curățat fața cu gelul acela de curățare de la Garnier. Mi-am aplicat o cremă cu SPF și o să încep cu machiajul ochilor. Acesta anticearcă de la Catrice pe pleoapă, pe post de bază. Bine, oricum, da, trage treaba asta în jos aici. Bine, oricum, mă gândesc să fac un fel de Catrice, bine, pe jumătate așa și o să mai aplic un anticearcăn. Anticearcăn, o să mai aplic o bază, gen, ca să fie ceva umed înainte de fardul. De fardul acela sidefat. O să iau fardul ăsta de aici, alb, și o să-l pun în... Nu o să-l pun pe toată pleoapa, dar îl pun așa aici. A, pensula asta încă nu e uscată. O să iau alta care e uscată. Mi-am spălat pensulele și le-am lăsat să usuce, dar nu știu ce s-a întâmplat cu ele, o iau pe asta. Le-am lăsat să usuce, dar nu știu ce... Nu știu ce s-a întâmplat, de ce nu s-a uscat, de ce a durat așa. Și îmi setez aici doar partea asta de sus, din ridic puțin și sprâncenele. O să iau fardul acesta de aici. În nuanța... E un piersiciu așa, se numește cone, pe care o să-l pun aici în pliu. Bam, bam. Am aici un fir de sprâncen, îmi trebuia luat. Mă gândesc să-mi iau niște... Nu, biguri. Chestiuțele acelea cu care se... cu care își îndepărtează fetele părul, puful acela facial și mă gândesc să-mi iau niște din alea ca să-mi curăț aici zona asta de sub sprânceană cu ea, cu ele. Pentru că mi se pare mie că s-ar așeza machiajul mult mai bine aici în zona asta. S-ar blendui și mai bine. Vedeți, acum am câteva firicele și nici nu se blenduiește. Bine, se blenduiește, dar nu așa cum aș vrea eu. Cum aș vrea eu. Să se aplice fardul și mă gândesc că dacă aș îndepărta tot puful din zona asta, s-ar așeza mult mai bine. Acum o să iau nuanța aceasta, Raspberry se numește, e un roz roșu burgundie așa. Îl iau cu pensula asta și îl aplic așa. Bam, bam. E un fel de... Oh, am băgat în roz. E un fel de roz vișiniu, așa, foarte frumos. Mie îmi place foarte mult. Un fard și-l pun aici la bază. Și acum o să iau o pensulă curată și o să blendesc aici sus marginile. Iau din fardul ăsta alb. Și blendesc aici pe sus. Să iau corectorul acesta de la Catrice cu o pensulă plată și o să desenez un fel de Catrice. Bine, o să-l aplic așa pe zona în care vreau să pun fard sidefat. Și fac așa. Mai puțin în sus și ia uitați cum mi s-a format treaba.
să iau tot din paleta aceasta, o să iau fardul acesta de aici galben. Lemon Drop se numește, este un ia uite cât de pigmentat e, îl ador. Este super pigmentat. O să tapotez așa cu degetul. A, m-am dus galben aici. Nu trebuia. Vedeți, de-aia am nevoie de câte o pensulă câteodată, pentru că nu mă descurc așa. Sta să iau pensulă totuși. Totuși. Bun, gata. Am rezolvat. O să iau puțin și din portocaliul ăsta, tot cu aceeași pensulă, ca să pun aici. Bun, să intensific treaba. Așa, și mai iau din nuanța aceasta și mai insist puțin în colțul aici. Pensula asta, o să iau din fardul acesta, iau așa pe vârful pensulei, vedeți? M-am uitat așa, iau pe vârful pensulei și accentuez aici linia asta. Așa, și iau pensula asta micuță și amestec aici așa puțin fardul acesta și aplic în colțul interior. Gata! Acum să trecem la... A, nu gata! Stai să aplic și linie de tuș ca să... ca să scap de treaba asta. Să-mi aplic gelul acesta de la L'Oreal. Folosesc fondul acesta de ten de la Catrice, degetele și apoi o să vin cu burețelul. O să-mi aplic anticearpanul acesta de la Catrice. După cum vedeți, mi-am făcut și sprâncenele. Acum o să mă gândesc să-mi aplic ceva pe pleoapa de jos. Nu știu exact ce, pentru că nu prea îmi place să-mi aplic farduri pe pleoapa de jos. Dar o să iau, nu știu să iau, să iau fardul acesta de aici și să aplic așa foarte puțin. Pentru că mai e și roz din asta pe pensulă. O să folosesc rimelul acesta de la Mesauda. Opa, pe care nu pot să-l desfac. Gata, așa arată tot machiajul. Pentru conturarea feței am folosit acest trio, conturarea, bronzarea feței am folosit acest trio de la Makeup Revolution. Pe buze port acest ruj de la Boys & Berries în nuanța N100 Cupcake și cu acest creion de la Essence în nuanța 11 Sucker for Grey. Ca și iluminator am aplicat, să deschid paleta că nu mai pot, am aplicat fardul acesta.
Jawbreaker din paleta Jawbreaker. Și da, așa arată tot machiajul. Îmi place foarte mult, e un machiaj așa luminos. Mi-a fost tare dor să fac un machiaj din ăsta jumătate cat, Chris. Și da, acesta a fost clipul meu de astăzi. Vă mulțumesc mult de tot că v-ați uitat și ne vedem data viitoare la un nou clip. Vă pup! Pa, pa!